va fi cunoscută de către toți cetățenii Republicii Moldova care vor dori să cunoască. Dar eu vreau să înțeleg, deci persoanele care vor da sau deja au dat acordul să fie parte a acestui cabinet de ministri, ei o fac uh, reșind din idee, din idee că... Uh, acest guvern nu are șanse și de ce ei chiar și lucrând acolo unde lucrează nu iau niciun fel de angajamente, pur și simplu spun un fel de da și trec printr-o procedură formală sau oamenii serios iau am răspuns la... serios, serios iau și doamna Sandu a răspuns și am presiune că și Natalia a făcut acea postare premierul desemnat ia serios ia în serios exercițiul respectiv

în Parlament cu un program serios, cu o echipă bună și admite situația în care această echipă va fi votată. E clar, dacă și va fi votat, cel mai probabil de PSRM și șor și nu de asta, nu va fi un vot clasic în sensul aprobării programului, dar ar fi un vot mai degrabă împotriva dizolvării acestui parlament. Da, e așa o situație banală avem, reieșim din prevederile constituționale, dar asta este situația reală. Deci în situația în care acest guvern se votează, pe de o parte, guvernul procede la realizarea programului de guvernare în măsura în care lucrul ăsta va fi posibil, având în vedere acest parlament ostil, pe de altă parte, evident că va uh, va iniția procesul de implementare a celor măsuri, în special anticorupție, anticombaterea schemelor uh, promotorii cărora uh, ar putea să voteze pentru acest cabinet de miniștri. Deci ca în felul ăsta stau lucrurile. Deci încă o dată, doamna Gavriliță ia în serios acest exercițiu, va veni cu un program serios uh, și cu o echipă solidă. Măcar pe jumătate lista deja este gata? <coughs> e greu să fii la guvernare, e greu de răspuns. Așa e, cât <laughs> exact, e exact, exact. exact.